Măi, m-am tot gândit dacă să mă uit la filmul acesta sau nu, mai ales acum că a apărut și pe Netflix. Cumva regret că nu l-am văzut și cinematografe pentru că tocmai ce l-am văzut în seara aceasta și imediat m-am pus să-i filmez recenzia pentru că, să fiu sincer, Zăpadă, ceai și dragoste este, cred că, Ultimul film românesc de foarte mult timp de a ne mări miliardar încoace, la care chiar m-am distrat Și la care chiar am râs cu poftă, la care am râs și de cum este făcut filmul, dar în aceeași timp și de unele poante Și pur și simplu pentru mine și cred că și pentru generația mea E, e un film pe care... Zic eu că merită, cel puțin dacă vrei să vezi un film românesc actual, cred că filmul ăsta chiar merge destul de bine. Salut lume, eu sunt Nevi și mi-am găsit la un nou clip de pe acest canal. De data aceasta vorbim despre un film destul de popular pe Netflix odată ce a apărut. A fost și în cinematografie la noi, este vorba de un film românesc și anume Zăpadă, Ceai și Dragoste de Liviu Vârciu. Nu este regizat de Liviu Vârciu, este regizat de un anumit Cătălin Bucean. Dacă țin eu bine minte numele, deși nu știu ce alte producții a mai făcut omul acesta dar este un film cu Liviu Vârciu și copilăria mea a fost marcată de Liviu Vârciu, de la toate emisiunile acelea cu el și cu Neamărin, de la roata norocului, de la toate apariția lui, de la trupa elei aia cu ochii tăi, mi amintesc de mult ne iubeam și tot felul de lucruri acestea. E bine, iată că există un film cu Liviu Vârciu, care a fost și în cinematografe, care spune o poveste super, super interesantă și total unexpected, adică pur și simplu descrie asta de o comedie românească science fiction cu elemente science science fiction pur și simplu te întrebi what așa out of nowhere este probabil cel mai funny și mai bun film comercial când vine vorba de entertaining cel puțin pentru mine acolo îl pot clasa dar hai să-i dăm cu intro și să vorbim mai în detaliu despre acest film. Care este povestea în Zăpadă, Ceai și Dragoste? Păi, în primul rând, Zăpadă, Ceai și Dragoste sunt trei personaje, practic trei deținuți. Liviu Vârciu joacă pe asta Dragoste, cel care îl joacă pe Zăpadă este ceva dealer de cocaină și Ceai este un băiat așa mai firav și mai prostuț. Cumva au ales numele astea ca să se potrivească cu personajele și aceștia sunt în închisoare. În același timp, un băiat se duce la Florin Busuioc, ce tipul de prezintă meteo, care este ceva geniu în Kazakhstan ce creează o licoare de teleportare din care bei o gură de apă, de asta cu neoane verzi și o amesteci puțin în gură și te teleportezi undeva pe la 22,2 metri mai exact în direcția în care agiți apa aia din gură pe care o ai. Da, știu cum sună. Și ideea este că se pregătește un heist. Unul din ăștia, mai exact Dragoste, se duce în închisoare ca să elibereze pe ceai și în același timp se simte nevoit să le libereze și pe zăpadă și împreună cei trei, împreună cu alte personaje, vor să dea un heist pentru că șeful cel mare este cel care a trimis pe cineva anume în Kazakhstan să, să facă rost de acea licoare și cam asta este povestea. Știu, este total out of nowhere și nu înțelegi mai nimic și se pare o prostie de la bun început știu asta Dar este funny Adică din nou pentru generația mea Pentru că am recunoscut o grămadă de personaje din showbiz Pentru că nu știu dacă pot să-i numesc de aparat actor Pentru că foarte mulți dintre ei nu sunt actori Ci oameni din televiziune Mai exact sunt foarte mulți prieteni Mai mult ca sigur de al lui Liviu Vârciu Pentru că i-am tot văzut în show-uri de astea de televiziune împreună Și mai mult ca sigur sunt prieteni Dar sunt o tonă de nume Adică avem pe Liviu Vârciu avem o grămadă de prezentatoare TV, L avem pe Florin Busuioc, Dorian Popa, Dan Negru și nu a fost absolut deloc cringe Dan Negru, cel puțin pentru ce a vrut filmul acesta să fie, a fost ok până și Dan Negru, încă o grămadă de alte personalități de la noi, dacă care îmi scapă numele din păcate în momentul acesta și pot să zic că pe parte de scenariu nu am avut așa mari pretenții, a fost extrem de fadi, pentru că ei ziceau la un moment dat că se află în Kazakhstan și apoi am văzut clădirea de la rectorat de la Politehnică de unde am făcut eu facultatea și mi s-a părut extrem de faii aspectul acela și în același timp a mai fost o locație, hotel hotel Fenicia, în București, pe lângă care am trecut și pur și simplu vedeam așa foarte multe locuri și în film îți ziceau, bă, vezi că aici e în Kazakhstan, bă, vezi că aici suntem în nu știu ce, Las Vegas, pula mea, chestii de genul și a fost super, super fan pe partea aceasta, adică am râs maxim când am văzut asta și pe lângă faptul că au adăugat acest element science fiction care, băi, e, e funny, pentru că e total ceva diferit și nu te-ai aștepta să fie românesc, cel puțin premisa asta nu sună deloc românesc, pentru că pur și simplu e așa. Ok, niște deținuți, închisoare, la bogată la șmecher care are probleme cu nevastă sa, că nu știe dacă îl înșală sau nu, pune pe cineva și apoi dintr-o dată pică premisa asta cu această licoare teleportatoare. Ceva de genul acesta e extrem de fan și și umorul, cel puțin pe partea asta de actorie, poți că Liviu Vârciu este carismatic, adică și la televizorul vedea mereu, era un personaj 100%, era extrem de fan și de savuros și pot să zic că toate toate scenele cu el sunt exact așa cum puteam eu să-mi imaginez că o să fie scenele cu el și asta mi-a plăcut foarte tare. Până și Zăpadă pot să zic că cumva și-a dus personajul puțin mai exagerat, dar na, a fost cumva o satiră când vine vorba de dealerii de cocaină și mi-a plăcut chestia asta. Mai de oi apare și șef Sorin Bontea la începutul filmului, adică <laughs> filmul ăsta zici că a fost făcut pentru mine, a fost pur și simplu fan și nu m-am plictisit deloc și nu știu dacă mă simt bine sau mă simt rău, că mi-a plăcut filmul acesta, dar în continuare scenariul este plin de probleme, adică cel puțin eu la un moment dat o scenă cu Florin Busoioc de numără banii. La un moment dat se încurcă rea și când să se încheie scena, ajunsese pe la un anumit număr, să zicem 55, au fost, a fost, un schimb de replici între câteva personaje și apoi rea numărătoarea 45-46 sunt convins că pur și simplu a uitat. Eu sunt convins că aia nu a fost în scenariu 100%, dar pur și simplu a fost fan și există până și o scenă de acțiune în închisoare, în curtea închisorii cu Dorian Popa și Liviu Vârciu care este, deci vreau să o arăt la toți prietenii mei, pentru că este a naibii de savuroasă și mi-a plăcut la nebunie. Dar, din nou, scenariul are o grămadă de probleme, actoria 80% scârție în acest film, 70%. Dar umorul livrează pentru ce a vrut să fie. Acum nu putem vorbi de muzică, nu putem vorbi de cinematografie, pentru că se simte că este românesc, dar, în același timp, e pur și simplu o pastilă venită din cinematografia românească care mie mi-a plăcut, pe care am înghițit-o și nu mi-a venit să o scuip adică pentru asta pot să felicit acest film, chiar a fost o plăcere să-l văd, l-a văzut și comics, știu că l-a văzut la cinema și cumva regret că nu l-am văzut și eu la cinema, pentru că sunt convins că cu o gașcă de prieteni aș fi râs al naibii de tare, așa că overall, dacă vreți ceva românesc care să fie fan, mai ales dacă sunteți pe la vârsta mea, o să recunoașteți foarte multe personalități din showbiz și este fan, mai ales dacă ați copilărit cu ele, pentru că eu sincer am copilărit cu Liviu Vârciu la televizor, și na, trebuia să văd filmul acesta, dar e fan, e, e caterincă și s-ar putea chiar să te surprindă dacă închizi ochii la foarte, foarte multe lucruri. Așa că aștept părerea ta în secția de comentarii despre acest film. Haideți să vorbim cu spoilere, fără spoilere, cum vreți voi la acest film. Și până data viitoare, eu am fost Nevi, nu uitați de like, share, subscribe, un subscribe și pe canalul de Boys și dacă vrei să devii membru, o poți face oricând prin butonul de join pentru a susține acest canal să producem din ce în ce mai multe clipuri pentru voi. Acestea fiind zise, noi ne revedem când ne-o revedea. Pa!